Bună ziua și bine v-am găsit, dragi iubitori ai basketului. În câteva momente va începe ultima etapă a sezonului regulat a Ligii Naționale de Basket masculin și cum se poate termina mai bine decât cu un derby al Transilvaniei. Un meci între primele două formații din clasament, vizitatorii de la CSU Sibiu, respectiv gazdele de la UBT Cluj-Napoca. E posibilă și o rocadă între cele două formații în condițiile în care echipa lui Mihai Silvășan va învinge la o diferență de peste 12 puncte, însă tehnicianul Clujan spunea că nu-l interesează acest aspect în acest moment al campionatului. Iată-l și pe Dan Plăceriu, tehnicianul sibian, și Focăr, unul din pivoții importanți ai Sibiului. Dueluri interesante atât în tribună cât și pe parchet între două formații extrem de fizice, extrem de atletice, două formații care au câștigat la diferențe mari împotriva campioanei antitre în ultimele etape, împotriva celor de la CSM Oradea. Vă spuneam, un duel al galeriilor plasate pe cele două peluze, îmbrăcați în negru clujenii care au vrut să aibă o sală în negru astăzi, respectiv sibienii, veniți în număr foarte mare, undeva am vreo 200 de suporteri ai Sibiului în galben, foarte vocali susținătorii trupei lui Dan Fleșeriu. Așadar ne așteaptă un meci extrem, extrem de interesant. Iată suporterii veniți la peste 150 de kilometri depărtare. Dan Fleșeriu are parte ca de fiecare dată, indiferent unde joacă, de o susținere importantă a suporterilor sibieni. Iată-i veniți din poziția unde mă aflu. Nu se văd chiar toți, însă cred că sunt mai mulți de 200. Mult mai mulți. Iată brigada de arbitri, Manuș Ciulin, arbitru principal, Alexandra Stan și Mate Stretea. Vor oficia această partidă. Un comisar din partea Federației Române de Basket, domnul Tiberiu Rist. Iată trupa pregătită de Mihai Silvășan. Acesta este Tiberiu Rist. Sibiul, un parcurs extrem de puternic în ultima parte. Ultima înfrângere pentru sibieni datează de pe data de 3 noiembrie, atunci când Sibiul avea să piardă la Oradea, după care Sibiul a câștigat numai puțin de 7 meciuri la rând, ultimul dintre ele la București, împotriva unei echipe motivată. Steaua era ultima șansă pentru Steaua în a mai spera să obțină ultimul loc din top 6. Din 75 la 71 pentru sibieni. Vom avea și un moment festiv. Unul dintre jucătorii ce au făcut istorie la Cluj, e vorba de Zoran Cârstanović, va avea prima angajare la această partidă. 36 de ani pentru Zochi, 5 sezoane în alb-negru. E undeva în spatele băncii, în spatele lui Dodo Pintea, așteaptă să intre pe parchet. Însă până atunci, până va apărea și Cârstanović pe parchet, iată cinciul pe care îl trimite pe teren Dan Fleșeriu. Începe cu Tamulis, Falker, Brosser, Monea Pratt și Hardy. De partea cealaltă, Clujul cu Kindle Dykes, Marinov, Scuti, Kalnichenko și Washburn. Și iată-l, e aplaudat Zoran Cristanović aici cu spatele. Noi Zochi, spuneam, 5 sezoane la Cluj, 3 episoade, 3 de 3 ori a fost aici. În primul sezon, în 2005-2006, pivotul sârb, prima finală de campionat pierdută în fața celor de la Sesov, a mai jucat apoi în Ungaria, a revenit la Umu Biterco, cum se numea pe atunci echipa, a doua finală pierdută de asemenea în fața ploieștenilor, jumătate de sezon la Groningen.
a revenit la Cluj și a pus umărul la primul titlu după o lungă pauză în 2011. Celelalte titluri obținute de Clujeni, 92, 93, 96 și în urmă cu două sezoane, în 2017. I-a dat primul angajament și se va întrerupe meciul, evident. O ploaie de confeti venită din partea galeriei clujene, care în acest moment face ca întreaga arenă clujeană să explodeze. Pare că au tăcut până în acest moment, până la acest prim fluier al arbitrului, iar BT Arena pur și simplu a explodat în acest moment. Vedem de ce aceste lucruri se mai întâmplă și la, și la handball, la Turda, acolo unde, în momentul în care începe, în care se aude primul fluier, e acea ploaie de confeti a suporterilor din Turda. Iată momentul în care s-a auzit fluierul și ploaia de confeti din tribune. Și doar câteva momente de relaxare înainte a reînceperii meciului. E un meci care are pe bancă pe doi antrenori formați în orașele, în orașele lor. Mihai Silvășan, 33 de ani, s-a retras destul de vreme din activitatea de jucător profesionist, probleme cu spatele pentru el, a decis că e mai bine să ajungă pe bancă, a fost secundul lui Dodo Pintea, a fost numit în iunie 2016 la pe postul de antrenor principal și are un titlu, cum spuneam, obținut în 2017. Iată Sibiul, pasă aici, ce ajunge până la Tamulis. Tamulis, atacat de Cuti, ninge pentru William Rosser, fost jucător al Clujului, și William Rosser, primele puncte ale Sibiului în această partidă, cu aruncare din 0 grade. Atacul Clujului pornește de la bulgarul Samir Marinov, joacă în acest moment cu doi jucători români pe parchet, Silvășan, atât Kalnichenko, cât și Nandor Cuti. Nandor Cuti, jucătorul sub 23 de ani. Îl pe Tamulis, lasă pentru Monea Pret, nevoit să se întoarcă, aruncă, însă minge scurtă în ramă inelului și pe recuperare. Între Clujul pe tranziție, însă totul se transformă în pozițional acum. Marinov pe pătrundere lasă cu panoul, însă nu scrie. Kevin Hardy, crossover, și iată-l pe Hardy până în coș. Washburn poziționat în fața lui, se face 5-0 pentru Sibiu. Vel interesant vom avea și între Folker și Washburn. Iată-l aici pe Kindle Dykes, cârligului Dykes, jucător cu medie de 19 puncte pe meci, Kindle Dykes. Iată-l pe Hardy, încearcă să treacă de Marinov. Tamulis de la 3, Tamulis ratează și Dykes lasă mingea în afară. Dăm aici pe Tamulis. Recuperează Washburn, în spațiul de 3 secunde, Washburn ratează. Ratează și nicio altă parte. Urmă de Sibiană, pe tranziție, Nandor Cuti acum, Folker în fața lui, și iată-l pe Folker, ce bine se apără în fața lui Nandor Cuti. A sperat într-o greșeală personală lui Randall Folker, fost un jucător al Stelei. Și acum la screen, Folker însă pe pătrundere, Monea Pret, pas în spate, interceptată de Kalnichenko, 3 contra 3, Kindle Dykes, Brosser în fața lui, Kindle Dykes, se ratează și acum Monea Pret și coșul lui. Monea Pret s-a dus în primă fază, a părut că se duce pe slam, însă l-a evitat elegant pe Jason Washburn. 7-2 pentru Sibiu.
multe ratări ale Clujului. Washburn de această dată. 2 puncte. Hardy. Falker de 3. Mingea recuperată de Marinov. Iată-l pe Marinov. Capacul lui Hardy. Care reprimește acum de la Moia Pret. Hardy și e faultat de Kalnichenko. Acesta este Kevin Hardy. 25 de ani, 1,88 pentru Hardy. Înseamnă spectacol în tribune. Brosser și e acolo atent pe recuperare ofensivă. Un pipin al lui Kevin Hardy. Împinge mingea în coș. 9-4. Marinov încearcă Washburn să-i facă culoar, aruncare ratată lui Marinov și acum Monea Pret. Hardy în spatele lui, Monea Pret e acțiune individuală, putea să accepte sprijinul venit și din partea lui Taunului și din partea lui Hardy. A preferat acțiune individuală. Kendall Dykes. Tot la Washburn, în spațiile 3 secunde, Washburn înscrie cu acest curlic. Diferență de o posesie. Tamulis de 3, care prea puternică a lui Tamulis. Și acum Kendall Dykes. Excelent, Kendall Dykes. Ridică lumea picioare. Dykes cu această execuție, un crossover al lui Dykes, trece ușor. Lasă lui Falker. Bate mingea în afară suprafeței de joc Randall Falker și e posesie pentru Cluj. În momentul în care iată, Clujul face prima schimbare, Marinov înlocuit de Darren Dorsey. Ciuici, antrenorul secund, ia în primire pe Marinov. Și aici o greșeală a lui Dorsey, neatent Kalnichenko. Sibiul pe tranziție, Brosser. Întoarce jocul. Brosser și Washburn. Brosser pasă către Kalnichenko. Aici se vede într-o mică măsură lipsa de experiență a lui Brosser. Slam dunk a lui Washburn. La celălalt coș și pentru prima dată Clujul în avantaj. Coș de 3, Monea Pratt. Și aproape să intre pe parchet Mihai Silvășan. Dorsey. Dorsey. E bătrân de rescoate lui Nandor Cuti. Dykes, față-nfață cu Tamulis. Dykes aruncă de 3! 7 puncte pentru Kendall Dykes și suntem în minutul 7. Hardy. Tamulis, capacul lui Cuti. O să iese pentru Sibiu, momentul în care Falker este înlocuit de Cooper. Brosser de 3. William Brosser. Dorsey. Pentru Dykes. Vine la screen Washburn. Dykes. Scoate la Kalnichenko de 3, Kalnichenko și Kevin Hardy face recuperarea. Iată-l pe Kevin Hardy, se duce până în coș, un jucător extrem de spectaculos.
extrem de atletic și acest Kevin Hardy, al doilea sezon la Sibiu. Washburn pasă pentru Cuti, însă același Hardy a fost acolo, nu știu dacă el sau Morea Pratt, și iată-l pe William Brosser. E acțiune individuală, nu dă drumul la pas. Morea Pratt are o discuție cu Mate Stretea. Da, a fost și Dorsey acolo. Și până la urmă decizia, să vedem pe Mate Stretea, își întoarce decizia, e posesie pentru Sibiu. Washburn iese la Cluj, în locul său intră Easley. 13-17 scorul, posesie pentru Sibiu, o singură greșeală în cele 7 minute și 20 de secunde de până acum. Ne aparține lui Kalnichenko. Tamulis ratează. A intrat și Alexander Rašić. Iată-l pe Rašić pentru Cuti. Întoarce în jocul la centru Rašić. Fentă pasă pentru Easley. E acolo un foul făcut de Morea Pratt, cred, și vor fi două libere pentru Easley Junior. Într-adevăr, Morea Pratt e cel care îl faultează. Iată aici sare în spatele lui Easley. Bine lansat Morea Pratt. Ratează Easley prima liberă. A doua liberă transformată, în momentul în care se face o schimbare și la, Sibiu, iese Morea Pratt, în locul său, Peter Fillmore. Rolly Derek în locul lui, Kalnichenko la Clujeni. Tavulis de 3. Dorsey pentru Rolly Derek, Fillmore lângă el, Easley face bloc, aici Brosser, din nou Cuti. Un meci bun făcut de Cuti în fața celor de la GSM Oradea. Andor Cuti, aruncat pe sirenă, recuperează Fillmore și iată pe Brosser, scapă de Rašić. Pentru Tamulis, Brosser prins ușor pe picior greșit, Fillmore levită pe Easley și fault în atac dat aici de Marius Ciulin. Excelentă apărare aici a lui Rolly Tarok. Prima greșeală personală a lui Fillmore, mai apar câteva role de hârtie din tribune. A fost capitan la Cluj, a avut o accidentare jucătorul format la LPS Bihorul. Cuti pentru Rašić, pasă lui Easley, acolo Fillmore în fața lui care se apără 0 grade Terec, cel care ratează și iată-l pe Fillmore, din nou face recuperare defensivă. Kevin Hardy, de unul singur, din nou Kevin Hardy, cu doi oameni în față, reușește să înscrie și pornește cu suprafață de joc, Vădan Căciula, panoului Dujan. Clujul 14 puncte până acest moment, Sibiul 22. Intrat în ultimul minut al primului sfert. Dorsey pentru aleiup, însă a fost un foul făcut aici de Gavriloaia asupra lui Tony Easley. Cred că a fost împins Tony Easley. Da,
mână în spatele lui Easley. Gavrilaia, prima greșeală personală din nou la linia de libere Easley și din nou prima liberă ratată de către jucătorul american. Ratează și pe cea de-a doua, Cooper face recuperare defensivă. Hardy, slam dunk pe spate, Kevin Hardy. Faza meciului de până acum. Dorsey de 3. Sângele întoarsă în posesia Clujului. Dorsey scoate la Cuti. Camul este în fața lui Cuti. E faultat Nandor Cuti. Tamponat serios de Cooper. Prima greșeală pentru Christopher Cooper Williams. Nandor Cuti, vă spuneam, un meci foarte bun făcut împotriva celor de la Oradea. Spunea înaintea meciului cu Sibiul, jucăm cu o echipă foarte puternică din punct de vedere fizic, atletică, foarte periculoși, pe tranziția ofensivă va fi o luptă mare cu Panou. Au pivoți foarte puternici și s-a convins de acest lucru după această tamponare de Cooper. Trebuie să ne mobilizăm la recuperări, să nu le permitem prea multe second chance points. Va fi un meci frumos, meci greu pe care l-abordăm cu gândul doar la victorie. Greșeala lui Rally Derek acum asupra lui Humor. Hardy pentru Fillmore, a încercat să arunce pe sirenă, n-a scăpat de Turek. Reușește Turek să nu faulteze, să nu-i dea posibilitatea unei vizite la linia de libere. Așadar, după primele 10 minute, 15-24, scorul între BT Cluj și CSU Sibiu.